Salutare și bine te-am regăsit la un alt video din seria celor 365 de video pe care urmează să le fac în decursul unui singur an, adică câte un video în fiecare zi. De data aceasta fac acest video după pauză de 7 zile în care nu am postat absolut deloc. Este prima dată când fac o pauză fără să postez niciun video. Mai exact la videoul cu numărul 166 m-am oprit timp de 7 zile. Ideea este că videoul de astăzi aș vrea să fie despre obiceiurile zilnice implementate. Cum putem să ne creăm un obicei și cât de repede un obicei bun poate să fie amânat. Ideea este foarte simplă. Noi oamenii facem anumite acțiuni în fiecare zi în mod repetat. De ce? Fiindcă avem o datorie. Să ne ducem la serviciu și așa mai departe. Să mâncăm, să citim, să alergăm, să ne ducem la sală. Fiecare are anumite obiceiuri zilnice pe care și le-a implementat zi de zi. Ideea este că exact așa mi-am implementat și eu acest obicei de a face câte un video în fiecare zi timp de 365 de zile și după 166 de zile nu am mai postat. Ideea este că până în aceste 166 de zile aveam obiceiul deja creat și devenise un automatism să scot telefonul și să fac videouri și să le pun pe YouTube ca voi să le urmăriți și să primiți câte o lecție în fiecare zi. Ideea este că în ziua cu numărul 167, ce s-a întâmplat? Am fost la un eveniment, mi-am adus aminte că nu am făcut videoul, știam că trebuie să fac videoul, doar că nu puteam să ies de la acel eveniment, fiindcă eram invitat principal, invitat de onoare, să spun așa, și nu am putut să fac evenimentul cum mi-am adus eu aminte. A doua zi s-a repetat același lucru, am fost invitat undeva, fiind invitat special, la fel, mi-am adus aminte și nu am putut efectiv, fizic, practic, cum să-i spun, să fac videoul. Și au fost practic două zile în care eu nu am postat videoul. Și am spus, ok, nicio problemă, a treia zi o să fac încă două retroactiv și o să recuperez celelalte videouri. Ce s-a întâmplat? În aceste două zile deja se crease un obicei de a nu face videouri. Am fost în a treia zi tentat de foarte multe ori să amân să fac cele două videouri retroactiv și am amânat. Ideea este că am amânat și a treia zi, și a patra zi, și a cincea zi. Deja se implementase obiceiul de a nu mai face videouri. Practic, timp de 7 zile am amânat să fac videoul următor pentru că s-a implementat obiceiul de a nu mai face videouri. Și în momentul în care s-a creat acest obicei de a nu mai face videouri, practic aceasta a devenit realitatea mea. Și acest lucru vreau să-l aducem în viața de zi cu zi. Acum am reluat videourile, da, după 7 zile, practic a fost pentru prima dată când mi s-a întâmplat după 166 de zile să nu fac un video în timp real în acea zi. Practic, dacă aducem această experiență în viața de zi cu zi, trebuie să fim foarte atenți care sunt obiceiurile productive, care sunt angajamentele pe care le avem față de noi înșine sau față de ceilalți și să le respectăm și niciodată să nu amânăm, fiindcă trebuie să avem voință pentru a duce mai departe lucrurile până la final, pentru simplu fapt că ne-am propus să ducem lucrurile la final. Și obiceiurile sunt foarte benefice. Deci dacă avem obiceiuri pentru noi înșine sau pentru ceilalți, obiceiuri productive, ar fi foarte bine să le ducem la capăt. De obicei, obiceiurile productive sunt cele pe care le amânăm și cărora nu le dăm absolut deloc importanță. Iar obiceiurile mai puțin productive sunt cele pe care le prioritizăm și le înaintăm și le facem. Da? Deci, mare atenție din punctul meu de vedere și recomandarea mea în video de astăzi este să prioritizăm obiceiurile zilnice productive, fiindcă acestea ne dau curs și ne dau viață ca să putem să mergem și să facem lucrurile cu drag, cu valoare și să merite că am făcut ceva productiv în ziua respectivă. Vă salut și ne vedem în videoul de mâine, da? Deci în videoul de mâine, nu în videoul de peste două zile, ci în videoul de mâine. Și cu celelalte 7 videouri pe care am uitat să le fac, o să le fac eu retroactiv, nu vă faceți griji. O să pun probabil două videouri într-o zi, timp de câteva zile și o să recuperez. Multă valoare vreau să-ți adaug
și ne auzim în videoul de mâine. Dacă nu ești abonat, îți recomand să te abonezi ca să poți să primești următoarele videouri și să te uiți și în urma toate videourile pe care le-am făcut, fiindcă sunt foarte scurte și din punctul meu de vedere sunt foarte valoroase, fiindcă am făcut tot ce a ținut de mine pentru a aduce valoare. Ok? Și referitor la videoul de astăzi, ultimul lucru, implementează-ți obiceiurile productive și ține-te de ele. Te salut și îți doresc într-adevăr o zi minunată. Pa, pa!